Vă salut, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou tutorial pe acest canal. Am o nebunie cu tutorialele astea. Astăzi vă arăt cum să faceți cel mai simplu thumbnail, la, pentru că am început cu OBS-ul, am făcut setări de OBS, am făcut setări de TypeStream, ne-am făcut abonări, ne-am făcut toate nebunile, setări de microfon, setări video. Bă, da, când postăm clipul ăla trebuie să fie și un thumbnail, nu? Foarte frumos. Bun. Acum o să vă arăt cea mai simplă metodă de a face un thumbnail pentru mine. Am învățat-o și eu de la PewDiePie, numai că poate lumea nu știe engleză, poate dintre cei mai mici nu știți engleză, așa că sunt eu aici să vă arăt câțiva pași de acolo. Înainte să începem clipul, nu uitați, follow pe Instagram, like-ul ăsta suprem pentru că acolo sunt activ mai mereu, like la acest clip și subscribe cu clopoțel dacă vrei să mai urmărești în continuare clipuri de la mine și vrei să primești notificări. Astăzi lucrăm în Adobe Photoshop CC 2019. După ce am deschis Photoshop-ul, tot ceea ce trebuie să facem este să dăm Create New și avem aici niște setări custom. O să punem width 1920x1080 cu rezoluție 300 pixel inch pixel, orientarea aici landscape, așa, RGB color 8-bit white și dăm create. Noi o să stăm foarte, foarte mult pe acest tutorial. O să-l facem foarte rapid pentru cei la început de drum care nu vor să-și bată capul foarte mult. Acum mergem pe internetul nostru mirific și o să căutăm, două secunde să-i dau cu flegmă. Bun, o să căutăm aici o poză, nu știu, cu artistă, ceva, cui vrei să-i cui vrem să-i facem noi un thumbnail. Uite, o să căutăm pe Delia. O să căutăm pe Delia, pe fata Delia frumușica și luăm o poză finuță. Ia, nu-mi place asta. Nici asta. Una mai frumoasă așa. Asta e perfectă. Îi dăm click dreapta, dacă să vedeți și voi, save image. Mergem pe desktop, o salvăm. Dăm click dreapta aici, îi dăm show in folder sau o căutăm în folder. Cu drag, da? Ținem click-ul pe ea, o tragem aici în Photoshop și apăsăm place. Da? Bun. Acum tot ceea ce trebuie să facem este să apăsăm pe pentul ăsta și cu altul activat și cu zoom rotiță puteți da zoom out, zoom in, ok? Deci ținem altul activat și nu apăsăm pe rotiță, dăm de rotiță. Bun. Și ne apucăm și noi din colț stânga de aici de undeva să mergem să decupăm frumos, o decupăm pe doamna Delia. Eu sunt și cu glasul pe Discord. Glasule, vrei să-ți dau share screen să vezi ce fac? Nu, indiferent. Ok. Am să încerc cum să este la muncă, dacă primul gras aflat în carantină. Bun! Prima lecție. Dacă ați apăsat, să zicem, nu știu, vă mănâncă un coi și apăsați în stânga și s-a dus aici și vrei să continui, nu mai poți. Tot ceea ce trebuie să faci este să apeși CTRL și Z. Și bam! Și încă o dată. Bam! Și continuați, da? CTRL Z, vă dă înapoi. Bam, continuăm frumos pe lângă ureche sau ce asta, nu știu, ureche sau cap, mâncați-și gura ta. Frumos, îi facem aici capul. Bun. Trebuie să avem grijă că trebuie să iasă frumos. Bun. Tricul cu numărul 2 este, dacă țineți apăsat unde vreți să puneți următorul punct și trageți, vedeți că vă face un curve automat și vă pune și următorul punct, dacă observați, da? Deci avem numai tricuri astăzi. Bun. Bam. Bam. Ei, nu-mi place ce a ieșit. Bam, 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 bam. Asta mănâncă capul la când vezi faci panelul de genul, că trebuie să stai foarte mult și la un moment dat îți pierde cheful. Uite, mi-am făcut aici o gaură în cap, îți pierde cheful. Ce frunte perfect ai de eu. Bam, mergem aici frumos pe lângă pupilă sau ce dracule asta. Aaaa, păi bravo, ei! Hai să vedem cum... îmi pare rău de ea, dar nu o să mai troapele astea, cel puțin în tutorialul meu. Sorry, sorry! Da, i-am creat doamnei Delia proapidii, sprâncenii de ce sunt alea. Și ne pregătim să ajungem la final. Cum vă ziceam, eu am început să-mi pierd din răbdare, nu-mi place să fac treaba asta. Așa... pe lângă drăbiță! Frumos aceea. Bun, mai dăm un zoom. Bam, bam, bam. Și foarte important, la final trebuie să unim cele două puncte. Vedeți că am început de aici și am ajuns aici. Avem o linie dreaptă, acum o să dau următorul punct în dreapta și vedeți că ne-a tăiat-o pe Delia. Click dreapta, make selection, hit the OK. Și acum, foarte important, după ce ați conectat punctele, trebuie să apăsați CTRL, SHIFT și I.
E foarte important. Vedeți că e selectată și ea și background-ul. Ctrl Shift I, o avem doar pe ea. Și în dreapta jos, dacă observați aici, avem lângă FX-ul ăsta un pătrat cu gaură în el. Îl apăsăm și BOOM! Delia noastră este singurică! Bun, acum, dacă ne ducem pe Move Tool, putem să o mutăm pe Delia unde vrem noi. Ok, și o să o punem aici în colț. Bun, după ce am tăiat-o pe doamna Delia, trebuie să căutăm un background frumos. Hai să căutăm un nice background. 1920x1080. Uite, hai să găsim aici, nu vreau ceva cu pădure, că vreau ceva abstract. Uite, vreau abstract să caut, ia să vedem. Abstract. Background, ia să vedem ce găsim aici. Uite, ăsta-i frumușel, dar uite. Asta cu culori multe. Asta cu culori multe, îi dăm save pe desktop. Îi dăm save. O arătăm în folder. O tragem aceea și îi dăm place. Bă, dar unde-i Delia? What? Nu mai e Delia. Nu intrați în panică, Conacu vă ajută. Tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați de aici din dreapta pe doamna Delia, care este sub background, să o mutăm. Ținem apăsat și o mutăm peste background. Și a apărut doamna Delia, mă. Ia uite, mă, ce frumoasă e doamna Delia. Acum haideți să-i dăm doamnei Delia niște efecte, ceva frumos, pentru că ea e deja frumoasă. Ca să dăm efecte în dreapta lângă numele Delia Matache, 1. Dacă apăsați un pic mai în dreapta aici, dublu click, o să vă apară layer style-ul ăsta. Vedeți că mie mi se mai întâmplă să apăs dublu click pe nume și îmi dă să modific numele. Așa că dau lângă și mi-apare treaba asta. Bun. Așa. Să începem cu un drop shadow, ok, și un outer glow. Bun, hai să ne jucăm un pic cu ele dacă dăm click pe outer glow și pe drop shadow. M-a sunat mama. Bun, dacă dăm dublu click pe outer glow, avem aici opacitatea, da? Lăsăm pe 100%, noise-ul, care îl face așa cu picățele, lăsăm pe 0 ca să fie full. Bun, și avem aici la elements, avem spread-ul ăsta, care ne ajută să se spread-uiască, și size-ul, care ne face cât de mare să fie nebunia aia de lângă. Bun, eu zic că pe 25. E perfect. Ok, și mergem pe drop shadow la fel, dublu click și mergem pe site să vedem cât de mare face shadow-ul. Bun, dar totuși cred că vreau să modific ceva aici. Asta trebuie să vă jucați și voi cu ele. Pentru că doar așa am văzut, dintr-un tutorial înveți doar ce să, cum să face. Nu știu, pe 0. Uite, așa o vreau. Ok. Și poate un inner glow. Să o mai iluminăm puțin. Bă, arată bine. Arată bine. E ce trebuie, doar că vreau să mut un pic mai jos. Nu am decupat eu cum a trebuit și de-aia să văd mai văd picățelele alea. Bun. Doamna Delia arată perfect până acum și vreau totuși să îi scriu ceva doamnei Delia lângă, așa că o să apăs pe T-ul ăsta din stânga sau dacă nu pe tastatură T și dăm click oriunde și ne arată aici să scriem dublu click să selectăm tot. Mergem sus aici la Big Nodal Titling, aici unde selectăm fontul și eu folosesc foarte mult Bebas Nueve sau Nueve, zic eu, și ne apucăm să scriem aici un mesaj de inspirație, ceva inspirațional. Să zicem, cânt mai bine decât Andra. E ceva foarte inspirațional, cred că zice doamna Delia. Și ca să-i dăm place, aveți sus aici văzutul ăsta mirific, dăm pe ăla, apăsăm V-ul pe tastatură și ne putem juca să-l punem unde vrem noi. Băi, Conacule, dar nu arată, mă, cum trebuie, mă, frate, nu, mi se pare că nu e ce trebuie, nu-mi place mie, așa alb și doar ăla, nu intra în panică. Acum hai să dăm efecte și scrisului, cum am făcut și pentru doamna Delia, lângă scris aici la cânt mai bine decât Delia, decât Andra, dublu click. Dublu click și ne apare aici layer style-ul. Îi dăm un drop shadow și un gradient overlay. Hai să umblăm prima dată drop shadow, să-i dăm spread-ul ăsta mai micuț. Uite așa, distanța, spread-ul mai micuț. Cred că nu era, aha, ăsta era de fapt, ăla pe care îl căutam eu. Bun, v-am zis, aici vă puteți juca voi cu efectele. La gradient overlay aici aveți mai multe overlay-uri pentru scrisul ăsta. Și anume, alb, de-asta, de-asta cu roșu, de-asta, de-asta. Dar am văzut că ce merge, toată lumea folosește de fapt ăsta cu galben, așa că se trebuie și pe asta, nu mă uită pe aici un inner shadow, nu trebuie inner glow, satin, color, pattern,
Season 2 la Drop Shadow? Au! Au! Ok! Ok! Ok, e ce trebuie. Bun. Ok, noi aici opacitatea un pic mai micuță pe 90, size-ul ăsta mai micuț, spread-ul mai micuț și jitterul foarte, foarte puțin. Bun, jitter, eu cum îi dau... denumiri. Acum, îi dăm ok și vedeți că avem V-ul activat, putem să-l tragem. Ce putem să facem acum? Să apăsăm CTRL-T și vedeți că ne apar niște de-astea în colțuri ca să mai tragem noi de el dacă vreți. Sau dacă țineți mouse-ul fără să apăsați nimic aici, puteți să-i faceți, uite așa, da? Adică să dați stânga-dreapta rotația. Da, bun. O să-l fac totuși puțin mai bine, mai mic. Și avem aici cânt mai bine decât Delia, ca să-l facem și mai catchy, să vedem dacă ne iese ceva diacritice. Cânt mai bine decât Delia, decât Andra. Adaugă diacritice, nu avem decât ăsta ăsta, care o să-l folosim noi și îl punem aici, să vedem dacă este suportat. Dublu click. Hey, hey. Așa, dublu click, cânt mai bine decât Andra. Ăla-i dat. Ok. Și avem cânt mai bine decât Andra. Bun. Și avem un thumbnail făcut de noi de la zero. Oh, băi, eu sunt cea mai prof persoană în Photoshop și totuși te că am putut să fac un thumbnail decent, să spunem. Asta a fost. Acum, ca să salvăm acest thumbnail, ne ducem în stânga sus la file, save as, ne ducem unde vrem noi pe desktop aici și spunem așa Delia thumbnail și îl salvăm în JPEG, save, quality 12 maxim, da, vă zice aici cât are. Vedeți că în momentul care faceți pentru YouTube, maximul este de 2 mega. Deci uitați-vă aici, da, la cât mega are. Și dacă are prea mult mega, mai dați de bam bam, da? Înțelegeți voi. Dăm ok, ni l-a salvat și acum dacă vrem să avem și acest proiect, vrem să facem o serie de tutoriale și vrem să schimbăm doar litera 1 2 3 4 5 astea, putem să salvăm și ca PSD, adică formatul Photoshop-ului, save as, mergem pe desktop și scriem Delia PSD. Selectăm aici, lăsăm selectat de fapt Photoshop psd.pdd.psdt, dăm save, ok, dăm X, X și avem aici mare thumbnail frumos. Și cam asta a fost, guys, nu uitați, urmăriți-mă pe Instagram pentru că sunt activ acolo mai mereu, follow la Jegosul Suprem pe Instagram, like la acest script dacă vreți tutoriale în continuare. Băi, foarte important, dați-mi idei în comentarii despre orice, frate, ce vreți voi să vedeți pe canal, eu mi le-am notat aici, vedeți că am niște idei. Uite, salut, fă un tutorial de VD Audio, Voice Meter, Banana, Fishman, să ne dai și nouă aplicație de editare video pentru începători gratis, cum poți face un tutorial, cum faci Nightbot, cum poți spune, da? Deci, aveți aici, vă notez toate cerințele voastre. Nu uitați, like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat, cu clopoțel. Ne auzim data viitoare. Ciao, les!